Bună tuturor! Bine ați revenit pe canalul meu și vă mulțumesc că mă urmăriți. În acest videoclip vom face o etalare pentru zodia Săgetător. Să vedem ce persoane sunt în câmpul tău energetic, dragă Săgetător. Ce persoane se gândesc la tine, ce gânduri au, ce intenții au față de tine, ce este ce nu știi despre persoanele care au un interes să fie în preajma ta. Să mai scoatem niște cărți. Aud, aceasta este o persoană bună. Poate fi o femeie mai matură, dar nu neapărat. Poate fi și bărbat, dar ar putea avea o vârstă puțin mai matură, nu foarte înaintată. Undeva aproape de 50, poate puțin mai mult de 50. Ce se întâmplă aici? Cine se ascunde aici? Cine nu vrea să iasă la iveală? Cu această persoană te vezi cu această persoană, nu se ascunde de tine. Ce este aici se ascunde de tine? Da. Această persoană. Auzi, sunt două persoane. Două persoane. Doi în unu, da? Mi se spune să mai extrag, mai facem o extracție. O extracție din câmpul tău. Să aleg eu una. Ok. Dar așa. Mi s-a spus. Aici simt să mă duc. Da, aici. Și aici am o curiozitate, dar nu știu care. Amândouă. Bine, amândouă. Da, multe persoane. Nu vor să știe, să știi tu că au o problemă cu tine. Acestea toate, în afară de aceasta, sunt persoane care au o problemă cu tine, dragă nativ sau nativă din Săgetător. Aici este vorba, mi se transmite exact cum este și în imagine, de un bărbat și o femeie. Nu sunt o vârstă foarte matură, poate mai între 25 până în 40. Bărbatul ar putea fi peste 40. Femeia cu siguranță sub 40. Aceste persoane ori sunt rude, frate, soră, verișori, sunt rude,
ori sunt, au o relație romantică. În această dinamică dintre aceste două persoane, partea feminină face, aud, face ce îi dictează partea masculină, bărbatul. Nu neapărat este soțul, este bărbatul acestei persoane, pot să aibă o altă legătură de rudenie sau să fie buni prieteni. Tu cunoști bărbatul? Pe femeie nu o cunoști. Însă aceste două persoane lucrează cu magie neagră împotriva ta. Și aici ți se transmite că dacă experimentezi simptome brusc, îți cade părul din abundență, apar tot felul de insecte în casă, de care nu scapi, vezi tot felul de animale moarte în cale, întâlnești în cale animale moarte, păsări moarte. Dacă ți se întâmplă des să vezi corpi sau ciori, multe sau des, dacă ai dureri de cap, stări de amețeală, din senin așa, te simți bine și dintr-o dată dacă ai stări de plâns, tot așa, din senin, asemănătoare cu depresie profundă, dar știi că nu ești într-o perioadă de depresie, nu ți se întâmplă în mod repetat în fiecare zi, nu este un simptom al depresiei. Dacă pur și simplu ai momente când din senin, toate acestea sunt semne. Aceste mesaje sunt specifice, nu sunt pentru toate persoanele care urmăresc acum acest videoclip. Dar multe din persoanele cu care m-am conectat aici se lucrează din tărâmul întunericului asupra voastră. Poate nu pentru toate persoanele, nu asupra tuturor persoanelor, însă acele persoane care ați rezonat când am menționat acele simptome, îngerașii doresc să vă ajute, să vă aducă în atenție faptul că sunteți victima unor. Victima e greșit spus, dar ați putea fi victima unor atacuri spirituale
dacă nu luați măsuri. Este important să luați măsuri. Să intensificați metodele de a vă apăra, de a vă proteja câmpul energetic, de a vă proteja spiritual, prin rugăciuni, prin ce simțiți voi să faceți. Orice metodă simțiți voi să faceți este bună, însă o atenționare din partea îngerașilor este să nu trimiteți înapoi aceste lucruri. Să nu, în engleză este send back to sender, da? Trimise înapoi la cine le-a trimis. Vă avertizează. Aici este chiar un avertisment al îngerașilor. Bineînțeles că întotdeauna este alegerea voastră ce simțiți să faceți, dar avertismentul lor este să nu trimiteți sub nicio formă înapoi. Nici măcar cu gândul. Să nu spuneți, să se întoarcă la cine mi le-a trimis. Este foarte important. Pentru că aceste atacuri nu vă sunt trimise fără permisiunea lui Dumnezeu. Dumnezeu are un plan pentru voi. Este un plan măreț. Pe măsura abilităților voastre speciale, ale calităților voastre speciale și pe măsura misiunii voastre speciale aici pe pământ. Cu cât misiunea este mai importantă, cu cât vibrația voastră este mai înaltă, cu atât mai multe atacuri veți avea de-a face. Asta ne însemnând că veți fi și afectați sau afectate. Nu în niciun caz în măsura în care să puteți fi opriți din drum, din drumul vostru, din drumul sufletului vostru. Sufletul vostru are aici un drum, are o misiune de împlinit. Trimițând aceste atacuri înapoi, vă scădeți vibrația. Vă puneți pe aceeași vibrație cu entitățile care, că să ne înțelegem, persoanele, da, sunt cele care lucrează, însă ele doar sunt niște unelte, aceste persoane. Unelte ale unor entități din tărâmurile întunecoase. Ok? Deci nu efectiv persoanele lucrează la voi, ci acele entități. În momentul în care voi vă scădeți vibrația și vă puneți pe aceeași vibrație cu aceste persoane, vă puneți și pe aceeași vibrație cu acele entități. Iar vibrația voastră este înaltă. Misiunea voastră este conformă cu vibrația voastră. Multe persoane din persoanele care urmăresc acest canal sunteți chiar îngeri pământeni. Adică aveți o vibrație atât de înaltă, atâta de multă iubire, abilitatea de a iubi necondiționat, atâta de multă pasiune în ce faceți, dăruire, pentru ca ce faceți să fie bine și să fie spre binele celor din jur, orice faceți. Aveți o vibrație înaltă. Aveți valori morale înalte. Vi le-ați menținut și în situații dificile. De aceea, semnalul de alarmă este, da, este greu să experimentezi astfel de simptome. Este greu să faci față acestor atacuri. Însă Dumnezeu nu permite să fiți obstrucționați cu ceva ce este peste puterile voastre.
să faceți față acestor atacuri și să vă protejați este în puterea voastră. O aveți. Și o aveți fără să fie nevoie să le trimiteți înapoi. Dizolvați-le doar în iubire și trimiteți acele gânduri bune, acele vibrații înalte pe care știți că le aveți, trimiteți-le către persoanele care, într-adevăr, măcar temporar, au devenit unelte ale acestor forțe. Și aceste persoane au misiunea lor. Nimic nu este întâmplător. În marele plan al lui Dumnezeu, totul are sens. Am avut câteva comentarii. Eu am și un cont pe TikTok și acolo pe TikTok au fost câteva persoane care spun: da, mă regăsesc în ce ziceți și da, de ce mi-a fost mie dat, mi este mie dat? Vă este dat pentru că puteți să duceți și pentru că misiunea voastră este foarte importantă. De aceea vă este dat. Și vă este dat, deși pare că este foarte greu să treceți prin ce treceți, nu este peste puterile voastre. Puteți să treceți și știți că ați mai trecut. Sunt aici multe persoane care percep că ați mai trecut prin astfel de lucruri. Nu e prima oară. Și în timp s-au dizolvat sau ați făcut diverse tehnici, v-ați înălțat vibrația, fiecare pe drumul vostru. În ce mod ați făcut de ați ajuns aici? Unde din nou au început aceste atacuri? Nu sunt fără sens. Totul are un sens. Și îngerașii doresc să vă transmită că este de maximă importanță. Maximă importanță modul cum răspundeți acestor atacuri. Nu contează cât de puternic este. Peste Dumnezeu nu trece nimeni. Nici măcar forțele Întunericului. Și forțele Întunericului tot de la Dumnezeu sunt. Și poate să mă atace cine vrea. Puteți să-mi spuneți cine vreți, ce găsiți să spuneți, aveți alte opinii, aveți libertatea să aveți altă opinie. Însă, mesajele pe care le primesc eu este că peste Dumnezeu nu trece nimeni. Dacă Dumnezeu permite acestor ființe pământene și a acelor entități ale Întunericului să acționeze asupra voastră, are un scop. Are un scop pe care noi poate îl putem înțelege, poate vom ajunge vreodată să-l înțelegem, poate nu. Dar un scop există. Și mesajul de sprijin pentru voi din partea îngerașilor, a ghizilor voștri spirituali, a ființelor de lumină care sunt permanent în preajma voastră și vă protejează, și da, puteți să spuneți, este opinia voastră, aveți dreptul la fiecare la opinia voastră. Am auzit și păreri, opinii, oameni spunând că, păi dacă Dumnezeu și îngerașii sunt mereu în preajma noastră și ne protejează, de ce nu ne protejează Dumnezeu? De ce nu ne protejează îngerașii ca să nu mai ajungă astea la noi? Iarăși, mesajul nu este opinia mea. Opinia mea, dacă e opinia mea, e creată în urma mesajelor pe care le primez de la ființele de lumină cu care lucrez.
Este alegerea voastră ce simțiți să faceți referitor și cum simțiți să acționați referitor la mesajele pe care le transmit eu. Absolut alegerea voastră. Puteți să credeți, puteți să nu credeți sau puteți să rămâneți indiferenți sau indiferente. Este alegerea voastră. Eu sunt aici, în momentul acesta, pe pământ, pentru a face acest lucru. Printre alte lucruri. Sunt și pentru a face acest lucru. Așa, a vorbi pe canalul meu YouTube, a face astfel de etalări mai ciudate, așa, mai diferite decât face toată lumea, da? Și să vorbesc, să spun ceea ce spun. Pentru asta sunt aici, pe pământ. În momentul acesta. Nu doar pentru asta, dar și pentru asta. Și pentru că mă simt că este menirea mea în momentul acesta să fac acest lucru, îl fac. Ce faceți voi cu ce fac eu aici, este, bineînțeles, drumul vostru, alegerea voastră, liberul arbitru. Așadar, să nu se înțeleagă că încerc să-mi impun părerea, să-mi dau eu cu părerea, să-mi impun părerea mea și credința mea în îngerașii mei și... Nu! Puteți să alegeți să simțiți energia pozitivă pe care o emană ceea ce fac eu, sau puteți alege să nu o simțiți sau să o interpretați ca pe ceva fix invers, negativ. Este foarte mult, depinde, nu că foarte mult, depinde doar de voi. Depinde doar de voi și de vibrația voastră și de alegerile voastre personale. Alegerea mea este să urmez ceea ce mă simt ghidată să fac. Și mă simt ghidată de ființe care pe mine m-au ajutat, m-au ajutat inclusiv să rămân în viață. Pentru că aș fi putut ca acum să nu fiu aici și să vorbesc. M-au ajutat să fiu în viață. Asta este credința mea. Nu este, nu încerc să o impun nimănui. Nu încerc să vă transmit să credeți în ce cred eu. Este alegerea voastră. Dar mesajele acestea sunt. Și eu sper din suflet că dacă ajută și o singură persoană aceste mesaje și ceea ce fac eu aici, eu sunt mulțumită. Și pot chiar să merg și mai departe și să spun că dacă chiar nu ar ajuta pe absolut nimeni, nu s-ar găsi în toată lumea asta mare, peste 7 miliarde de oameni pe planetă, nicio persoană care să simtă că o ajută ce fac eu, aș merge în continuare. Atâta vreme cât simt că în momentul acesta, asta este, face parte din misiunea mea aici pe pământ. Ceea ce simt eu este că nu suntem niciunii dintre noi întâmplători aici. Nu am venit pe lume întâmplător, printr-o coincidență interesantă sau ciudată a naturii. Dar este doar, bineînțeles, ceea ce simt eu și ceea ce și părerea mea. Și voi aveți dreptul la propriile păreri și propriile percepții. Așa că eu simt că nu am venit întâmplător aici și deci dacă n-am venit întâmplător aici și dacă era să plec și n-am plecat, am fost ajutată să rămân și dacă am primit mesaje să încep să fac acest lucru
La care nu m-aș fi gândit dacă mi-ai fi spus cu 2 ani în urmă că eu o să fiu, o să fac videoclipul pe YouTube cu etalări de tarot, m-aș fi uitat la tine și te-aș fi întrebat în primul rând ce este tarotul. Ok? Ce mai exact e tarotul? Și cu asta... Cu asta mi se transmite că am spus destul, ați primit destule informații despre mine, poate mai multe decât era cazul să primiți, dar eu sper să vă ajute, inclusiv informațiile care poate nu vă interesau așa de mult, dar simt că sunt aici persoane pe care le interesează foarte mult informațiile despre viața mea particulară. Și le transmit acelor persoane că dacă le interesează atât de mult, pot să mă întrebe personal. Nu am nimic de ascuns. Chiar nu am nimic de ascuns. Și vorbind de ascuns, aveți persoane care se ascund. Și acestea două și ce e aici? Ce e aici? Să vedem de ce se ascund. Mi se transmite că aici e vorba de aceeași persoană. O persoană care ți-a întors spatele. Și ți-a întors spatele când te așteptai mai puțin sau când poate aveai mai mare nevoie de această persoană. O persoană care ți-aducea bucurie, care era mereu zâmbitoare și îți... îți aducea și ție zâmbetul pe față. Întotdeauna. Era o persoană foarte strălucitoare, însă era o strălucire falsă. Această persoană era falsă. Era falsă. Sau nu era cine credeai tu că e. Sau așa cum credeai tu că e. E o persoană din trecutul tău. De ce se ascunde? Se ascunde pentru că nu-și mai dorește să aud să mai aibă de-a face cu tine. Încearcă să stea cât mai departe de tine. Aud întrebarea, păi și mă urmărește? Nu.
Se ascunde în sensul că încearcă să te evite. Ăsta e mesajul. Încearcă să te evite și nu este interesată de tine această persoană. Dar de ce apare în câmpul tău energetic, totuși? Pentru că tu te gândești la această persoană. Tu te gândești la această persoană. Tu, cum ar veni, aduci în câmpul tău această persoană prin faptul că te gândești mult, ori mult, ori des, ori intens. Poate te gândești rar, dar când te gândești, te gândești intens la această persoană. Ai sentimente intense legate de relația cu această persoană. Poate fi vorba de o persoană cu care ai avut o relație romantică, sau poate fi vorba de o persoană cu care a fost o relație de prietenie. Sau cineva, un coleg, un fost coleg, fostă colegă, poate din anii de școală, poate de la un alt loc de muncă, dar o persoană care te-a impactat prezența acelei persoane în viața ta la acel moment a fost de impact pentru tine și când îți amintești, te gândești intens la această persoană. Cumva e ca și când parcă ți-ai mai dori să mai știi de această persoană, să mai iei legătura. Ce simțiți voi? Simt că deja v-am dat destule amănunte. Să revenim aici. Este o persoană care este activă, cum ar veni în câmpul tău, vă vedeți, vă întâlniți. Pare a fi o persoană mai matură, spuneam bărbat sau femeie, și aici poate fi bărbat sau femeie, vorba de un bărbat sau de o femeie, în funcție de cum simțiți voi. E o persoană care își dorește să te ajute. Dar tu simți, tu o percepi ca pe regina cea rea din povestea cu Albă ca zăpada. Da, mama vitregă. Tu ai senzația că persoana aceasta, sub masca de a îți dori binele, de a vrea să te ajute, de fapt are intenții negative. Dar ți se transmite că această persoană te poate ajuta foarte mult. Și ți se transmite că de multe ori tu ai senzația că intuiția îți transmite anumite mesaje și, de fapt, este mintea logică. La tine partea rațională este foarte, a minții tale este foarte activă. Foarte activă. Iar partea intuitivă mai puțin.
Partea intuitivă este oarecum sugrumată, așa, sufocată de activitatea părții tale analitice, raționale, logice. Analizezi foarte mult totul, dar analizezi și nu simți. Tu nu cauți să simți. Tu cauți să știi. Când cauți să știi, intră în acțiune mintea logică, partea rațională, care începe să analizeze din perspectiva limitată a informațiilor pe care le are și le poate avea la îndemână partea conștientă, rațională a minții noastre. Însă, mintea intuitivă, partea intuitivă a minții noastre, are acces la toată informația care există, a existat sau va exista vreodată. La toată informația. Nu la toată informația deodată, dar există întregul câmp de informație și prin intuiția ta ai acces la orice informație ai nevoie din acel câmp în acel moment. Și intuiția mai funcționează și într-un mod magic că îți nu te pune să cauți în tot câmpul, ia să văd ce informație am nevoie. Ți-o dă. Ți-o dă. Intuiția ta știe de ce anume informație ai nevoie la un moment dat și ți-o dă exact informația de care ai nevoie. Dacă începi să cauți, înseamnă că nu cauți cu intuiția ta. Cauți cu partea rațională. Analizezi. Nu simți. Intuiția se simte. Când spui parcă am știut că să nu iau umbrela, că n-o să plouă. Nu ai analizat. Ai simțit. Și dacă cineva zice, și cum ai știut? Cum ai calculat? Cum ai ajuns? Nu știu, am simțit. Așa am simțit. În lucrurile mici este mai ușor să percepem informațiile venite pe canalele noastre intuitive. Însă în lucrurile pe care le considerăm mai importante pentru noi, atunci se întâmplă un fenomen și natural, dar și ciudat în același timp, că începem să analizăm. Nu mai simțim. Cumva tăiem fluxul informațiilor intuitive și sufocăm intuiția, nu o mai putem auzi, pentru că intuiția nu strigă la tine. Intuiția îți șoptește foarte fin și foarte scurt. Nu e un mesaj lung să vorbească așa cât vorbește Delia în videoclipurile ei. E o fracțiune, un flash, da? O scânteie, o senzație. Și a trecut. S-a întâmplat și a trecut. Și dacă ai rămas pe ea și te-ai gândit, de ce am simțit asta? Atunci ai fost atent, ai perceput informația. Dacă nu, dacă ești setat sau setată să analizezi, să cauți, să găsești, să vezi, să o iei pe toate părțile
Dacă e așa, dacă nu e așa, dacă e așa cum e și așa mai departe, nu mai poți fi, nu mai poți surprinde acea scânteie, mică scânteie sau foarte fină șoaptă sau foarte fugitivă senzație pe care ți-o trimite intuiția. Că te concentrezi la analiza ta. Cam asta este modalitatea prin care ai ajuns tu să simți, ai ajuns la concluzia că simți, dar de fapt nu simți, ai analizat. Simți că această persoană are intenții negative, de-aia a apărut această carte. Pentru că așa o vezi tu pe această persoană. Dar mesajul care încearcă să ajungă la tine nu este neapărat să îți ridice în slăvi persoana, că mamă, ce bună e și tu ți imaginezi că nu e bună, ci mesajul este de atenționare asupra cât de mult folosești partea analitică a minții tale și cât de mult permiți ca intuiția ta te deschizi spre a primi mesajele de la intuiția ta, de la mintea ta intuitivă, de la ghizii tăi. Ghizii tăi îți vorbesc că îți transmit intuitiv. Când transmitem telepatic cuiva ceva, nu analizezi când simți că cineva s-a gândit la tine și parcă îi auzi vocea. Nu analizezi. Simți. Și pe urmă persoana te sună, să zicem, sau îți dă un mesaj, sau vă întâlniți a doua zi pe stradă. Și wow! Uite, chiar ieri mă gândeam la tine. Parcă mi-ai transmis telepatic. Sau parcă ți-am transmis. Da. Și așa a fost. Dar ați folosit intuiția. Căile intuitive. Modul de lucru cu mintea, cu partea intuitivă. Nu cu partea analitică. Mesajul pentru tine este să exersezi mai mult, să-ți propui tu așa, desigur, dacă vrei, dacă alegi, să-ți propui tu așa să exersezi mai mult, să-ți asculți intuiția. Mai întâi să cauți să o percepi. Exersează cu lucruri mărunte, întâi, și apoi exersează și cu lucruri mai importante. Dă-ți voie să ai încredere în intuiția ta. Cu cât ai încredere mai des, mai mult și în lucruri mai importante, cu atât vei observa că vei percepe cu o mai mare acuratețe mesajele pe care le primești pe cale intuitivă. Ok, dragii mei săgetători, v-am făcut și curs de vrăji, v-am făcut și curs de intuiție, dezvoltarea intuiției. Cu acestea închei mesajele pentru voi. Ba nu, nu simt să închei. Mi s-a transmis să vedem și cine vine către tine, căci că vine cineva către tine. În perioada aceasta. Nu cineva, ceva. Bine, ce vine către tine? O despărțire. Te desparți de cineva cu care ai încercat să, sau poate
Poate v-ați despărțit deja, dar cum ar veni, se finalizează procesul. Dar da, este o relație la care ai lucrat, dar nu mai simți să lucrezi din greu. Ai investit mult în această relație, dar nu mai simți să faci, pentru că nu mai vezi beneficiu pentru tine. Este o relație cu care ți-ai dorit să aveți o viață fericită împreună, acel vis, da? Visați împreună, împliniți cu familie, cu așa. Asta a fost visul, dar nu s-a realizat. Ba dimpotrivă, a devenit din ce în ce mai evident că e posibil să nu se realizeze niciodată acest vis între voi doi. Așadar, da, turnul. E posibil să iei brusc această decizie? E posibil ca brusc să se întâmple ceva care să ducă la această ruptură. Eu o simt a fi definitivă între voi, în sensul că drumurile voastre se vor separa. Ok, și ce vine după acest tur? Ne puteți spune și ce vine după tur, vă rugăm. Este o victorie. Da, a căzut așa, dar eu pur și simplu simt să o iau în picioare. Asta este ce am simțit. Că vorbeam de intuiție. Asta este ce am simțit. Câteodată simt să le iau fix așa cum au căzut, altădată, ca acum, simt că, da, este o victorie. O reușită. O împlinire, o realizare. În ce domeniu? În ce domeniu? Tu ai plâns mult. Ai plâns mult după. Ai plâns mult din dragoste. Ai iubit foarte mult această persoană. Ai iubit foarte mult. Ai investit emoțional foarte mult. De aceea și suferința emoțională a fost mare. Ai hotărât să pleci, să lași în urmă cupele care nu ți-au fost umplute de această persoană. A fost o perioadă în care pur și simplu suferința emoțională a fost foarte greu de dus. A lăsat o amprentă asupra stării tale de bine, ca să zic așa, o amprentă puternică. Nopți nedormite, depresie, anxietate, tristețe, dar ai ieșit din această stare. În asta constă victoria ta, da? Deci vorbim despre că am întrebat ce e cu victoria.
Și am simțit să iau cărțile astea toate. Ai ieșit din această stare și ai hotărât să pleci, vezi, să-ți iei ca la balâcul cum ar veni din relația asta cu această persoană care își folosea atracția fizică și intimă, abilitățile, calitățile de a crea o atmosferă plăcută, da, în dormitor, ca să ne exprimăm așa elegant, își folosea acele calități pentru a te manipula. Pentru că, da, vă simțeați bine în dormitor, dar persoana nu era indisponibilă din punct de vedere emoțional. Sau oricum nu la nivelul investiției tale emoționale. Persoana era dispusă doar să folosească abilitățile din dormitor pentru a continua această relație așa, în modul acela în care era satisfăcător pentru această persoană. Când ceva devenea nesatisfăcător, această persoană se întâmpla să dispară. Se evapora, apoi apărea la loc. Și uite așa, un du-te vino. Așa că tu ai plecat din emoțional vorbind. Pentru că turnul, plecarea și fizică, o separare chiar și în planul fizic, urmează. Urmează. Sau poate tocmai s-a întâmplat, că acestea pot fi informații despre ce s-a întâmplat sau despre... Dar eu am întrebat că ce vine spre tine. Da, această relație era foarte toxică, te simțeai efectiv în lanțuri și ai perceput că exista un nivel ridicat de manipulare emoțională, de toxicitate, așa că ai hotărât să lași în urmă și ce aud aici, îți iei zborul spre adevărul tău și spre adevărata ta împlinire. Asta e ce aud prin acest as de săbi. Îți iei zborul spre adevărul tău și adevărata ta împlinire. Pentru că această relație nu te împlinea. Și ți-ai dat seama, ți-a fost greu să pleci, dar sau dacă deja persoana a plecat, ți-a fost greu să susții separarea și să o accepti, dar ai ajuns, sau cel puțin ajungi, în această stare în care să poți să accepti această separare și să te îndrepți spre ceva care cu adevărat să te împlinească. Cam astea au fost mesajele. Aici simt, chiar simt să închei. Dragii mei și dragile mele săgetătoare, vă îmbrățișez cu mult, mult drag pe toți și pe toate. Și ce să mai zic? Dacă v-au plăcut mesajele, e posibil ca multora să nu vă placă. Accept acest lucru, dar acele persoane în care poate simțiți că v-au ajutat aceste mesaje și v-au plăcut, ați rezonat cu ele, oferiți-mi un like, mă ajută și pe mine foarte mult și inclusiv ajută și pe alte persoane la modul potențial, pentru că așa lucrează algoritmul. Dacă sunt like-uri,
videoclipul, sistemul îl împrăștie mai departe la mai multe persoane. Dacă nu sunt așa multe like-uri și vizionări, nu se împrăștie așa departe. Da? Deci puteți susține ca aceste mesaje sau mesaje asemănătoare să ajungă și la alte persoane care ar putea să aibă nevoie de ele în felul acesta. Da, vă mulțumesc, vă mulțumesc și vă îmbrățișez cu mult, mult drag și vă doresc tuturor numai bine.